Bună ziua din nou pentru cei care ați sosit la această lansare de carte a domnului George Băicoianu. Ieri, adineauri, cândva, este o carte de poezie. Am invitat aici alături de autor pe doamna poet Nicoleta Milea și pe doamna critic literar Ana Dobre pentru a vorbi despre carte, despre autor și, de ce nu, despre poezie. Doamna Nicoleta Milea, vă rog, respectos, să luați cuvântul. Când vă este dor de casa părintească, când vă este dor de prima iubire trecută sau de ultima dragoste rămasă, când vă este dor de anotimpuri trăite de-a lungul vieții, când vă este dor de dor, luați cartea domnului George Băicoianu, ieri, adineauri cândva, și citiți-o. Este un leac de vindecare cu siguranță. Eu am citit-o odată, prima lectură a fost de luare la cunoștință, următoarea a fost de fișare și de notare a câtorva impresii pe marginea cărții, pe care vi le voi prezenta și dumneavoastră. Poemele din recenta carte a domnului George Băicoianu, ieri, adineauri cândva, ordonate alfabetic, sunt retrăiri la modul lirii ale unui trecut mai îndepărtat sau mai apropiat de un prezent, gata și el să devină trecut. Poate de aceea, clipa nu apare când dorește ea, nici când simți că vine, nici când e trimisă, după cum mărturisește însuși autorul. Clipa nu apare, minte rămășagul, pierdut într-o zi când avea tot dragul, să își etaleze timpul în evantai, scăldat în splendoarea cerului de mai. Clipa nu apare când ai vrea să vină. O aștepți degeaba, scâncește în lumină. Dacă o zorești, mușcă zor din grui, unde stă să vorbe floarea de guturi. Poemele lui George Băicoianu exprimă stări luminate de pasiunea interioară, temperată de echilibrul personalității sale și o conștiință armonioasă, cenzurată de credința în puterea cuvântului, aspect ce conferă o lectură extrem de agreabilă. El aduce în arealul volumului anotimpuri, simboluri, copilăria care a trecut ca un vis, neuitate trăiri în casa părintească, pentru că nu e pe niciun de ca la tine acasă, călcând pe țărâna unde te-ai născut, dojenit de mamă, sfătuit de îngeri, cum să-ți dea vreodată luna un sărut. Localizări din spațiul propriu apar cu numele lor real în poeme, îmbogățind și senzibilizând confesiunea lirică. Călmățui, caracal, sâi. Ce să-ți mai spun să-ți amintești de vara noastră cea din tâi, când ai zărit în lăcrimată un înger adormit pe călmățui? Sau, întregul din caracal sunt de toate, iar forfota se schimbă înspre prânz. Am nimerit un negustor de cai care îmi cerea tot grâul pentru mânz. Sau îmi doresc ca într-o vară printre nopțile răscoapte să adorm cu Maxim pe prispă ca într-un cuib zidit de șoapte. Să nu auzim nici toaca când zorii se strâng pe sâi furișându-se de norii puși de ploaie căpătâi. Poetul recunoaște chiar că deține și un regat, bineînțeles, liric. Sus pe muchia de coastă, din pământ bun pentru țest, simt cum crește firul iarghi prin regatul meu celest. Jos, în vale, curge sâiul, liniștit ca un sihastru, legănând printre prundișul oștile din vechiul castru. Lângă el, spre soarea pune, după codrii de stejar, limba oldului se vede ca o gâră de hotar. Peste câmpuri, ca o salvă prinsă la gâtul țigăncii, miroase agriu în pârcă de cum treci baia comâncii. Iar când ploaia se așterne cu venința ei sub mână, peste flăvicenea doarme curcubeul în țărână.
Universul poeziei lui George Băicoianu este construit pe un tărâm edenic, unde poetul celebrează iubirea, amintirea, natura, bucuria, nostalgia, într-un cuvânt, viața. Iubirea lui este aici o motivație și un imbol pentru meditație. Structura internă a creației este bipolară. Clasicism și romantism sunt două direcții ale gândirii creatoare, aici ușor de recunoscut în conținut și formă. Veșmântul versurilor păstrează o doză de arhaicitate în plan lexical și îmbină perfect cele două direcții. Poetul se reculege în cuvântul liricizat, urmând calea timpului implacabil. Trei zile lampa a fost stinsă, iar prispa, bântuită de stafii. Mă învârteam besmetic pe sub nuci, deși știam prea bine că nu vii. Trei zile, ochiul drept mi s-a zbătut, cu tot descântecul știut de la bunica. Pe ciutura ciobită, netrasă în fântână, la primul cer mi se uscase frica. Trei zile, lănci și săbii m-au străpuns fără de milă, răsfolind urciorul. Te așteptam, dar nu vedeam căruța care se plimbă în taină viitorul. Fascinat de o înflăcărată și irepresabilă dragoste pentru poezie, echilibrat și inventiv, disponibil pentru nou creatul imaginar, realizează o formă de osmoză dintre sentimente, trăiri profunde și elemente existențiale, convertite în profunzimi unice ale simțirii și gândirii poetice. Nu căuta dulceava în liniștile stinse de tot ce a fost în anii dinapoi. Rămâi la fel cum stai în fața crucii, unde tăcerea arde peste noi. Stilistica lui George Băicoianu trece discret de la cartea de debut la cea de acum, cu nuanțări vizibile. Inefabilul, vulnerabilitatea, dilematica sunt aici substanțializate mai profund și duioșița plasează versurile sub egida reflecției a meditației. Ambiguități de conținut fac o simbioză inspirată între reflexivitatea impresiilor și comunicarea confesivă, exact cum lasă poetul să se înțeleagă. Nu doar în această manieră constă originalitatea poetului, deși e foarte pregnantă, conferind forță, profunzime și imagistică diafană fundalului iubirii, pentru că aceasta este eterna tema a creației sale lirice, unde imaginea și poezia se îngemânează, dând la iveală mai nou concept, de pictopoezie. Artistul plastic Mihai Cătrună își pliază perfect grafica pe structura ideatică a poemelor. Astfel, volumul Ieri, Adineaur, Cândva, reliefează o fericită și autentică punte între cele două arte, poezie și grafică. Un volum reușit, atât prin lirism cât și prin grafica de excepție a lui Mihai Cătrună, un volum care merită citit. Să-i urăm drum bun într-o bucuria lecturii. Mulțumim foarte mult doamna Nicoleta Milea, care a făcut o analiză a poeziei ca la școală, adică a punctat tot ce înseamnă poezia domnului Băicoianu. Și pe această cale îi mulțumesc. Am să o invit la cuvânt pe doamna Ana Dobre, nu înainte de a-i mulțumi prin prisma părinților aflați aici în sală, domnului Mihai Cătrună pentru grafica de pe coperta volumului. Și pot să spun că biblioteca s-a îmbogățit în fondul de carte cu încă un volum de poezie. Mulțumim! Mă bucur să fiu din nou astăzi la Biblioteca Județeană Marin Preda, în cadrul frumos al zilelor dedicate activităților culturale. Doamna Milea a vorbit despre întoarcerea acasă, pentru că prima poezie a acestui volum se numește chiar așa, Acasă. Eu însă mi-am propus să vorbesc nu despre, neapărat despre acest spațiu matrice spre care se întoarce liric poetul George Băicoianu, ci despre
sentimentul timpului, despre modul în care este trăit sentimentul timpului în dimensiunea lui eternă și în cea fragmentară de durată care este proprie fiecarei vieți. Pentru că în dimensiunea timpului omul își decupează propria durată acolo unde are dreptul la propria fericire. Titlul este nostalgic, ieri, adineauri, cândva, și sugerează, după părerea mea, tocmai această raportare la timp, evidențiind situarea omului în timp, în raport cu eternitatea și cu propria durată, acel fragment de timp propriu fiecărui pentru a-și construi propria fericire. Fericirea prin iubire, pentru că o altă temă a volumului domnului George Beicoianu este iubirea trăită în complexitatea manifestărilor ei, în cele patru ipostaze, agape, iubire creștină, care ar corespunde apolinicului, storghe, care se referă la sentiment, la afecțiune și caracterizează în principal relațiile dintre părinți și copii, ierosul, iubirea pasională trăită dionisiac, și filia, care ar corespunde sentimentului de prietenie ca iubire, în sens creștin, a aproapelui și care implică valori pe care le apreciem cu toții. În primul rând, loialitatea, cultivarea unor virtuți în relația dintre oameni. Toate aceste sentimente duc la armonie. Ele sunt importante, sunt necesare, sunt imperios necesare pentru a realiza această aspirație spre armonie și armonizarea eului în complexul determinism cosmic, complex determinism care îl implică în relația cu sine, în relația cu ceilalți, în relația cu lumea, cu lumea înțeleasă ca societate și cosmos. În acest context, mi se pare semnificativă, mi-am notat eu aici poezia ieri, pagina 53, în care ne întâmpină întâi și întâi aerul de nostalgie. George Beicoianu are o nostalgie pentru o lume care a plecat, care s-a dus, are nostalgia ceea ce prezintă, am putea spune, nostalgia imposibilei întoarceri, pe care probabil că o trăim mulți, care ne întoarcem în propria copilărie și vedem că pe ulița pe care cândva o numeam ulița copilăriei noastre, nu mai e aproape nimeni din cei pe care îi știam acolo. Pe uliți a murit de mult țărâna, spre care cobora încet o stea, din urme fragede să țeasă peste morminte nopți de catifel. Pe ruscă s-a surpat drumeagul, iar carele au putrezit în șir, sunt sterpe și cu frunțile veșite, terasele în colț de cimitir. Cu greu găsești alunii prin pădure, la fel de drepți pentru araci, s-au măcinat și țestele sub care de sărbători se rumeneau colaci. Fișteica de grădină se răfăia în soare, într-un pământ izvorător de gust, care s-a scopulcit de atâta părăsire, dar încă mai zâmbește sub un apus vetust. Această lume vrea să o reînvie prin lirismul său nostalgic, George Beicoianu. Și cred că reușește. Modul de raportare la timp este personal, în sensul că poetul pleacă dintr-un spațiu matrice, acasă, trăiește clipa în prezentul prezentului, nostalgia îl duce într-un trecut, personalizat ca ieri, prin trăiri proprii și prin impresii percutante, și iese apoi pentru a se
stabili într-un prezent al viitorului, care prezent al viitorului care stă sub semnul adverbului cândva, sub semnul unui virtual posibil ca trăire, și ca rezultat, să zicem, al așteptărilor poetului. În a ta singurătate, strânsă în buchet de ani, încă mai suspină timpul scurs prin zorii din castan. În a ta singurătate, alergând și astăzi blândă, primăvara se deschide, ostenită de o sândă. În a ta singurătate, ieri îți spune să rămâi, mâine îți spune să pleci înspre un alt căpătâi. În a ta singurătate, care vin, care pleacă, zici că a secat izvorul ascuns într-o piatră seacă. În a ta singurătate, de care încă te temi, nu ești singură, uitată, poți cânta să mă mai chem. Singurătatea poetului este o singurătate asumată, o solitudine creatoare, în care este posibilă meditația asupra propriului destin și contemplația timpului care a fost. Din acest punct, poetul poate să își lase imaginația să fugă înainte, acea la fuite en avant, de care vorbesc francezii, pentru a obliga cumva timpul să se supună imaginației sale. Îl felicit pe domnul Băicoianu pentru acest volum, îi doresc succes pe mai departe și să ne întâlnim și cu altul. Și acum momentul mult așteptat, autorul George Băicoianu. Domnul George. Salut mâna doamnelor și domnișoarelor. Bună ziua, domnilor. Nu pot să spun că nu am emoții de fiecare dată când sunt în prezența unor oameni care iubesc cultura și arta în general. Aș vrea să le mulțumesc doamnelor profesor Nicoleta Mila și Ana Dobre pentru aprecierile făcute și să le asigur că încerc să mă depășesc în continuare în ceea ce privește compunerea poemelor mele. Aș fi vrut să spun câteva lucruri despre mine, dar o las pentru următoarea lansare, pentru că în prezent lucrez la un al treilea volum care se numește Călător prin alte timpuri. Sper să apară undeva în luna ianuarie și să-l lansăm, dacă este posibil, fac tot efortul, să lansăm de Ziua Culturii Naționale. Aș vrea să vă citesc câteva poeme din noul volum și profitând de faptul că anul acesta am desfășurat o serie de activități prilejuite de centenarul Marin Preda, aniversând 100 de ani de la nașterea marelui Marin Preda, primele două poeme sunt compuse în memoria lui Marin Preda. Primul poem este într-o variantă de lucru, nu este încă finalizat, dar nu am putut să rab să nu vi-l citesc, mai ales că am lucrat aseară, cred că m-am lucrat pe la an 1:30-2 dimineața. Nu pot să scriu la calculator, scriu numai de mână, scriu tai și așa mai departe. Se numește Codul din lumânarea lui Moromete. Moromete a murit sub vremuri. N-a mai apucat poteca din vis. A rămas poiana lui Iocan să umble pe ulițe strâmbe, prin corp interzis. Moromete a murit sub vremuri, fiindcă a suit adevărul stins pe o scară nouă ce urca în podul ce n-a vrut vreodată să se lase nins.
Morumete a murit sub vremuri, așa, într-o noapte veche și săracă. Dar și de atunci el mereu tot scrie pe aceeași umbră care a vrut să tacă. Morumete a murit sub vremuri, dar a lăsat în urma lui un cod pe care să îl descifreze cine simte când sufletul se zbate într-un năvod. Morumete a murit sub vremuri, dar a lăsat cuvinte să-i poarte adierea pe frunza care vine an de an tot în salcâmul unde doarme foncierea. Morumete a murit sub vremuri, dar se întoarce noaptea pe o cărare. Să ne aprindă lângă gardul lui spre nemurire câte o lumânare. Cea de-a doua poezie dedicată lui Marin Preda e scrisă mai de mult, a fost publicată cred că anul trecut în revista Caligraf. Se numește În curtea casei. Când pășesc în curtea casei, cea surpată de sub deal, îmi amintesc de bunicul doinind cântec din caval, lăcrima seara pe prispă cuprins de cele tristeți, iar pe trupul lins de schije dormeau ochi de moromeți. Când sorbeam vara pe câmp și ne primeneam în iarbă, simțeam mohorul și coasa cum se hârjonesc pe deasupra noastră cerul strâns în cete de ereți, aduna nori în taină peste ochi de moromeți. Când ne așezam la masa proptită pe trei picioare, ne învăluiau mirezme pitite pe sub ștergare. Pădurea umbla prin străchin, sorbind ciorbă de bureți, jarul apunea pe vatră sub ochii de moromeți. Când mă rătăcesc prin lumea mânată de lup vicleni, apuc drumul printre stele și mă întorc printre mireni. Umblu desculț prin țărână, vorbesc cu nucii răzleți, urc pe rusca care zace printre ochi de moromeți. Când grăiesc uruci uscate și bozii din cimitir, mă cheamă dorul în care suspină răstar de mir. Lângă ciuturi fără cumpeni se aud glasuri din nămeți, iar poiana lui Iocan naște ochi de moromeți. Pregătisem mai multe poezii, mă rog, mi-am scurtat intervenția de astăzi pentru a da posibilitate ca organizatorii să se încadreze în programul construit inițial. Următoarea poezie se numește Cișmeaua. M-am oprit prin vară la buza cișmelei și am privit-o lung cum stă înclinată, o știam înaltă ca un trup de zână, dar s-a grăbovit printre bozi speriată. N-am crezut vreodată că din piatra albă, prin care zvâgnea susurul cer rece, o să văd doar lespezi pline cu țărână, sub care izvorul a început să sece. Am sorbit încet din căuși de palme, lacrimi și cu apă, rece dar sălcie. S-a sălbăticit de atâta zâzanii, nu mai are gustul din copilărie. Am umplut o sticlă să o duc acasă și să pun din ea cât un pic din ieri în cana cu vin care se grăbește înspre viitoare ierni și primăveri. Poate doar așa m-am gândit și eu, din cenușa vremii va sclipi o stea când vor ațipi în urciorul darnic seva din ciorchin și un ochi de cișmea. Și ultima poezie de astăzi, sper că nu v-am plictisit, se numește Oameni simpli.
Bunicii noștri au fost de o simplitate rară, cu dragostea de sfinți ascunsă în pereți. Ei nu s-au plâns zugarnic de secete colțoase și nici când lăcrimau prin ploi sau sub nămeți. Bunicii noștri au fost de o simplitate rară, cu școli purtate în vis, pe prag de suferinți. Își primeneau de Paște saltelele cu paie, în care ascundeau noian de umelinți. Bunicii noștri au fost de o simplitate rară, cu grija pentru raiul din mica bătătură. Își amăgeau destinul cu țuica lor din dude și în aluatul tainic dospit pentru prescură. Bunicii noștri au fost de o simplitate rară, credeau că o să renască din vrăjile cu bobi. Nu îngăduiau simbrii doar ca să-i scodească, cu prețul libertății sfidau destin de robi. Bunicii noștri au fost de o simplitate rară, uitați de domnii vremii în lanuri de porumb. Se întorceau sub ceruri la loc de veșnicie, cu dragostea de țară răpusă de un plumb. Bunicii noștri au fost de o simplitate rară, cu ei am deslușit toți pașii pe o cărare, iar uneori, mai rar, când ne mai trec prin vise, simțim că simplitatea din vorba lor ne doare. Bunicii noștri au fost de o înțelepciune rară, păstrându-și obiceiul, azi de-ar mai fi trăit, pe drum ne aprindeau sfioși o lumânare, să nu întrebăm vreodată de unde au venit. Bunicii noștri simpli, prin candele ne văd și în miez de noapte ne mai roagă câteodată, să le aducem vești de garduri și de prispă, care păzeau odaia de înger sărutată. Dar noi ne-am depărtat spre alte rădăcini, iar amintirea lor s-a șters și de pe cruce. Reinventăm ridicol banalul strâns în scuze, cu gândul care speră ca timpul să-l usuce. Da, emoții, pentru că mi-aduc aminte de vremurile de care vorbea și dumneavoastră și vorba maică-mii, care spunea că eu sunt un optimist și un romantic incurabil. Adică nu există niciun leac ca să mă aducă cu picioarele pe pământ. Încă o dată mulțumesc doamnelor profesori pentru aprecierile făcute. Îi mulțumesc și eu lui Mihai Cătrună pentru ajutorul care mi l-a dat în publicarea volumului, pentru că în afară de grafică Mihai a făcut mai multe gesturi de prietenie, fiind colegi de liceu, cunoscându-ne destul de bine. De asemenea, pot să vă asigur că, fiind înconjurat de oameni de un asemenea calibru artistic, ca domnul Florin Burtan, domnul Stan Vecristea, doamna Ana Dobre, doamna Nicoleta Milea, nu ai cum să nu ridici stacheta mai sus, nu ai cum să te mobilizezi pentru ca atunci când dumnealor lecturează un volum care îl scriu, cu siguranță nu ar putea să aducă asemenea cuvinte de apreciere dacă ceea ce am pus pe hârtie nu ar avea o cât de câtă valoare literară. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ați participat la lansare. Să dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută! Mulțumesc! Domnul George Băicoianu insistă să ofere cărți tuturor celor sunt gratis, care... cu autograf. Și cu autograf tuturor celor care ați avut răbdare să așteptați lansarea dumnealui, pentru că menționez, programul nostru a fost ieri de la ora 10 până
pe la ora 16-17. Asta este a doua zi de manifestări culturale. Să prim momentul să mă insinuez în evenimentul acesta și să îmi exprim felicitările pentru ceea ce fac de fiecare dată când ne adunăm la zilele Bibliotecii Marin Preda. Și de azi dimineață tot umblu să vă prind locul acolo, să vă dăruiesc din partea noastră, a bibliotecii și a colegilor, da, o lucrare, se numește îmbrățișare, deci considerați că v-am îmbrățișat pe tot ce vine au stat. Ultimul volum pentru bibliotecă, poezii, de mine. Mulțumesc din suflet. Eu doresc. Andrei, nu? Da. Suntem la capitolul oferire, avem și noi o diplomă din partea Bibliotecii Județene pentru domnul George Băicoianu. Vă duc în gol. Am fost la festival la Târgu Cărbunești. Argezii. La Argezii, da, am luat locul 3 la bilete de papagal, dar în 2019. Da. După sesiunea de autografe va urma o altă lansare de carte, autor Gheorghe nerăbdător să înceapă. Când termină domnului să sună la fotografe, o să schimbăm la și o invit la prezidiu și pe doamna Georgeta Cătună și pe colega mea Gianina Burcea pentru a modera evenimentul.
Am destule. Am suficiente.